Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă povestesc câteva chestii legate de felul în care sunt eu privit. Toată lumea care m-a cunoscut în urmă cu 40 de ani mă privește cu admirație, vorbește frumos, admiră voința, faptul că eu continui să fac sport. În tinereții, eu crescând lângă stadionul Tineretului, în fiecare dimineață alergam. Înainte de a începe antrenamentul, făceam 10 km de alergare. Cei care știu cum era stadionul înainte, era un teren de zgură și mă duceam pe acel teren de zgură și alergam. Gardul stadionului era format din niște plăci de beton care încet, încet au fost distruse. Mă rog, nu știu de cine, dar cert este că din stradă, din cartier, se vedea înăuntru un stadion. Eu, fiind format în artele marțiale, întotdeauna salutam în momentul în care intram într-un loc unde îmi desfășuram eu antrenamentul, indiferent că era afară sau că era într-o sală, unde era, nu avea importanță. Dar pe timpul lui Ceaușescu, mai tot timpul făceam afară, fie vară, fie iarnă, nu era nicio problemă. Noi afară făceam. Și țin minte o chestie. Eu am ajuns în stadion, am intrat, m-am dus la colțul terenului de zgură. Am salutat, la fel cum salută orice practicant de arte marțiale în momentul în care intră în așa numitul dojo, loc de antrenament, să spunem, și pentru cei care nu știu ce înseamnă dojo. Am salutat, după care mi-am început activitatea. În timpul ăla, eu nu știam, semnic că o mătușă de-a mea a trecut pe acolo, pe lângă stadion. Ea stătea un pic mai aproape de stadion decât stăteam noi. Și a venit la maică-mea, ea venea și își vedea surorile din partea asta unde stăteam noi, unde eram mai grupați. Erau câțiva frați și, mă rog, doi frați și câteva surori acolo. Și venea să își vadă frații și surorile. Și ajunge la maică mea acasă și povestește, îi zice maică mea: măi, Georgeta, am văzut un nebun, că era îmbrăcat într-un fâș negru, eram într-un training de fâș negru, că eu eram nebunul ăla, ci că s-a închinat mai la teren, măi, și când o rupt-o la fugă, fugea cât îl țineau picioarele. Dar părea așa tânăr. Bine, ea m-a văzut oarecum din lateral. Încă eu veneam din cartier, intram, salutam și apoi mergeam paralel cu cartierul. Și maică-mea îi zice: da, nebunul ăla e Nelu, e ficiorul meu. Dar ce are, măi, Geta, ce are? E bolnav? De ce se închină? Te închină la biserică? Unde te închine acolo? Asta este una din întâmplări despre felul în care suntem noi priviți, ca niște ciudați. Apoi vreau să vă mai povestesc un lucru, tot despre felul în care suntem noi priviți. Noi ăștia care, mă rog, facem lucruri care pentru unii sunt anormale. Dacă eu m-aș duce la o terasă și aș bea o cafea, aș fuma o țigară, aș mânca niște mici, n-ar fi nicio problemă, aș fi un om normal.
Dar, mă rog, făcând lucrurile pe care le fac eu, pentru mine sunt normale, sunt o plăcere, sunt un hobby. Pentru altul, pare o chestie ciudată. Avem printre cunoștințele noastre un personaj băia bun, de altfel n-am ce să zic. Dar tot timpul când mă întâlnesc, cât câștigi tu din ce faci? Cine te plătește? Câți bani îți dau? Și face mereu să chinui să facă socoteala și îi spun, măi, în sistemul meu de valori, valutele gen dolari, euro, nu, n-ai ce face cu ele. Nu poți cumpăra nimic. Și el vrea cifre, cifre, să socotească cifrele, cât câștig eu. Mă amuză teribil. Apoi vreau să vă mai zic un lucru. Bine, aici, este normal pentru o persoană care nu cunoaște, nu știe despre ce e vorba, tot întreabă, cât alergi? Cât faci tu pe kilometru? Zic, măi, stai puțin, că nu așa se socotește. Nu, 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 las că socotesc eu, nu e nicio problemă, tu zi-mi. Zic, nu-i chiar așa cum crezi tu, nu poți socoti în felul ăsta. Și apropo de chestia asta cu alergarea, foarte multă lume socotește. Este destul de greu de făcut un calcul ingineresc pentru așa ceva. Calculele inginerești nu și-au locul. De ce? Fiindcă depinde de foarte multe lucruri. Depinde de anotimp, depinde de suprafața pe care alergăm, depinde de umiditatea din atmosferă, depinde de vânt, dacă ne bate din față, din spate, din lateral, depinde dacă îmi bate soarele în ochi, depinde dacă alerg ziua, dacă alerg noaptea, depinde dacă sunt accidentat, dacă nu sunt accidentat. Depinde de vârstă. Vreau să vă spun apropo de alergările de anduranță, alergările pe distanțe lungi. Acolo, să știți că sunt multe lucruri pe care noi nu le vedem. Alergătorii, în general, sunt susținuți de organizatori. Ei plătesc o taxă de participare și pentru taxa aia de participare, organizatorii le oferă, în schimb, să zicem, 5 km în 5 km, din 2 km jumate în 2 km jumate, uneori din 2 în 2, din 1 în 1, depinde de concurs, depinde de taxă, depinde de mai multe. Li se oferă apă, băuturi energizante, le se oferă câte ceva de mâncat, se consumă niște geluri, care îi ajută să continue cursa. Eu vreau să vă spun că toate semi-maratoanele pe care le-am alergat, maratoanele le-am alergat fără susținere. N-am avut pe nimeni pe margine, nici măcar cu o sticlă de apă am alergat deshidratat. Lucru care nu este chiar așa de ușor, dar asta vreau să vă zic. Felul în care suntem judecați. Și în final, sunt întrebat, de ce faci tu lucrurile astea? La majoritatea le răspund, numai faptul că ai pus întrebarea mă face să nu-ți răspund, fiindcă oricum nu ai înțelege. Sunt motivații pe care un om axat pe material, un om atașat foarte mult de câștigurile materiale care așteaptă să fie plătit pentru faptul că face sport, nu va putea niciodată înțelege ceea ce facem noi. Eu nu zic că nu există un câștig, există câștig, numai că nu poate fi cuantificat de socoteli matematice. Vă pup, să aveți o zi bună, pa!